Vești bune pentru românii care se încălzesc cu lemne, guvernul a aprobat plafonarea prețului. Aceasta înseamnă că pentru un metru cub de lemne, atât persoanele fizice cât și cele juridice vor plăti doar 400 de lei. Cei care nu respectă noile decizii vor fi sancționați drastic. În ședința de azi, guvernul a aprobat plafonarea prețului pentru materialul lemnos. Astfel, metrul cub de lemne nu va costa de acum înainte mai mult de 400 de lei. Premierul Nicolae Ciucă a declarat că o astfel de decizie era așteptată de cei care folosesc lemnul pentru a se încălzi. Este o decizie așteptată de peste 3 milioane de oameni. De fapt, sunt 3 milioane de gospodării care folosesc lemnul de foc. În acest sens, vom decide ca prețul la lemnul de foc să fie plafonat la 400 de lei pe metru cub, la 1500 de lei pe tonă la brichetele de lemn și la 2000 de lei la peleți. Prețurile includ TVA, a declarat premierul Nicolae Ciucă. Reprezentanții PNL Mehedinți spun că decizia guvernului este una corectă și vine în sprijinul a milioane de români. Ceea ce este important de menționat este faptul că această măsură se aplică până la 31 martie, iar motivele care au stat la baza adoptării acestui act normativ, în primul rând se referă la criza energetică cu care ne confruntăm cu toții, o criză energetică care este una la nivel mondial și nu doar în România, iar cel de-al doilea motiv, evident, reprezintă creșterile succesive artificiale la prețuri, inclusiv la prețul lemnelor de foc. Severinenii care stau la casă și se încălzesc cu lemne spun că sprijinul oferit de stat este mai mult decât binevenit. E bun că o luaseră razna toate. S-au scumpit toate, așa este? Tot. Nu mai țin cont ăștia de nimic. Este binevenită plafonarea asta? Foarte bună, în special la noi, la pensionari, cu pensiile noastre, care de nu știu cât zic că ne le măresc și scumpesc nu știu de câte ori. Ce putem să mai facem? Cât ați plătit pentru metru cub? 12 milioane. Metrul cub? Nu, 4. 4 milioane metru cub. 4 milioane atunci, metru cub. Dar a zis omul că mai scumpesc, că eu l-am luat luna trecută. Și da, a zis că îl mai scumpesc. Acum, ați luat de la Ocol sau nu. De la o firmă? De la cineva, dar mi-a adus cu acte, mi-am și bonul de la el. Distribuitorii de material lemnos care nu vor respecta decizia guvernului vor fi sancționați dur. Prevederile, acest lucru este foarte important, se aplică consumatorilor finali și aceștia sunt persoanele fizice și următoarele entități. Unități de învățământ public și privat, furnizori de servicii sociale, unități de interes local, unități administrativ-teritoriale și unități din subordinea acestora, precum și unitățile de cult, cu precizarea că măsurile se vor aplica până la data de 31 martie 2023. Prețul plafonat este costul final la consumator și se referă la toți comercianții și agenții economici, precum și la toate persoanele fizice care vând lemn de foc. Prevederile ordonanței intră în vigoare în 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.